Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Astăzi discutăm despre actualizarea lunară pentru iulie, dar înainte de a intra în subiect, ca de obicei vreau să mulțumesc abonaților, suntem foarte aproape de 14.000, iar dacă sunteți pentru prima oară aici, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții, unde documentez toate aventurile mele pe bursa din state, acolo investesc în companii ce oferă dividende, acestea sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un flow pasiv care să-mi asigură o independență financiară. Am avut câteva zile foarte, foarte interesante pe bursă. Am avut și o mică corecție pe bursa din state. Iată că S&P 500 de a scăzut puțin. Totuși, Anul este spectaculos pentru că avem o apreciere în preț destul de însemnată, peste 14%, 14,8%, aproape 15%, dar putea să avem o tăiere a ratelor de dobândă în septembrie, sunt șanse destul de mari să se întâmple asta, iar unii analiști Consideră că vom mai avea cel puțin încă una sau două tăieri până la finalul anului. Eu cred că sunt puțin cam optimiști, dar dacă se vor întâmpla, atunci rămâne de văzut. Și pentru anumite companii din portofoliul meu, acest lucru va fi mai mult decât benefic. Înainte de a intra însă în subiectul de astăzi, Probabil ați observat că nu mai sunt chiar atât de activ în ultimele săptămâni și consider că vă datorez o explicație. Avem un cumul de factori la mijloc, avem concidiile în această perioadă, dar mai ales niște probleme personale ce trebuie rezolvate cât mai repede și nu mai suporta amânare. Foarte, foarte mult de muncă la job și extrem de mult stres am un client nou de care trebuie să mă ocup, iar acest lucru mă ocupă extrem de mult timp și mă seacă foarte tare de energie și așa mai departe. Cert este că nu trec neapărat prin în cea mai bună perioadă în ultimele săptămâni. Totodată am reflectat serios și la ce mi-ați transmis în ultima vreme și vorbind strict de blog și canalul de YouTube, simt că am alunecat cumva într-o monotonie și într-o lehamite ce nu mă caracterizează. Mi-am setat eu niște obiective la începutul anului să scot nu știu câte clipuri sau să scot nu știu câte articole, iar acest lucru cumva pune presiune pe mine și simt că trebuie să scot cumva clipuri pentru a-mi îndeplini acel obiectiv, însă nu vreau să pun accentul pe cantitate, ci mai degrabă pe calitate, așadar vreau să mă din a face chestia asta, vreau să revin cumva la clipurile educative cu care v-am sau mai degrabă, vreau să duc blogul și canalul de YouTube în altă direcție, vreau să am iarăși materiale din care să învățăm cu toții și din care să devenim investitori mai buni pentru că la final de zi asta contează. În linii mari ce voi face acum? Singurele articole și clipuri care vor rămâne constante vor fi cele legate de actualizarea lunară, bineînțeles, și cele legate de achiziții. În rest, voi scoate un articol sau un clip fix atunci când voi considera că am timpul sau energia necesară și reușesc să aduc în fața voastră ceva valoros, din care avem cu toții de învățat, iarăși nu vreau să bifez un anumit număr de clipuri pentru că îmi sacrifică calitatea și nu vreau să fac asta. Voi încerca totodată trimestrial să scot cele două topuri cu care v-am obișnuit cu acțiunile subevaluate și supraevaluate și sper să vă placă și sper să vă fie utile materialele la care eu mă gândesc acum și pe care le voi scoate în scurt timp. Tot ce vă cer deocamdată este să aveți puțină răbdare cu mine, promit să revin cu forțe proaspete și promit să revin cu un entuziasm ca la început cât mai curând posibil. Închid această paranteză și revin la ale noastre. Haideți să ne uităm ce s-a întâmplat în iulie. Am investit aproximativ 1000 de dolari, iar dividendele anuale nete au crescut cu aproximativ 40 de dolari. Am cumpărat o acțiune AFG, 5 acțiuni Bristol Myers, 2 acțiuni Nike, un Pepsi, 10 Vici și 3 acțiuni Essential Utilities. Am încasat și aproximativ 257 de dolari de la 22 de companii și v-am lăsat valorile brute mai jos. Totodată în descrierea acestui clip nu uitați că aveți și portofoliul meu unde puteți vedea în timp real toate deținerile. În comparație cu iulie 2023, dividendele au crescut cu aproximativ 53% de la aproape 168 de dolari la peste 257 și graficul arată în felul următor. Dacă ne uităm și pe cele trimestriale și anuale, trendul este unul crescător cum altfel. Exact cum îmi place să văd. Cred că voi depăși 3.000 de dolari dividende încasate în acest an mai mult ca sigur. Avem și o proiecție a dividendelor nete pentru următoarele 12 luni și îmi place la nebunie să mă uit și la acest grafic. Dacă ne uităm și pe dividendele crescute în această lună, nu avem foarte multe astfel de evenimente. De obicei, vara este o perioadă ceva mai săracă din acest punct de vedere, Ei avem pe cei de la NNN care au anunțat o creștere de 2,7% a dividendului, cumva în linie cu ce anunță în ultimii ani, dețin 50 de acțiuni și din această creștere voi primi 3 dolari în plus. Cei de la Cummins au anunțat și ei o creștere bună de 8,3% a dividendului de la 1,68% la 1,82% mai primesc și de aici aproximativ 1,68 de dolari în plus cu cele trei acțiuni deținute și iată cei de la Union Pacific așteptam de mult această creștere. În final ea a sosit așadar ei nu și vor pierde recordul. Este adevărat, este o creștere mică, doar 3% de la 1,30 la 1,34, dar până la urmă este o creștere. Voi primi și de aici aproximativ 1,28 de dolari în plus. Din toate aceste creșteri, cam 6 dolari în plus. O sumă pentru care ar fi trebuit să investesc undeva la 150-200, dar pe care am primit-o fără să ridic un deget. I-am avut și pe cei de la Intel care au raportat în aceste zile absolut groasnic, lucrurile nu arată deloc bine și vor suspenda dividendul în Q4 2024, invocă ei o lichiditate mai bună de care au nevoie, vor avea și o grămadă de concedieri. Cumva voi vorbi mai pe larg despre asta pentru că tocmai ce am vândut Intel vineri și am redistribuit cumva acei bani și voi mai redistribui, voi cumpăra altceva. Am avut toată deschiderea și încrederea în Pat Gelsinger și în echipa lui, dar deja avem trimestru prost după trimestru prost și cred că este a treia oară în ultimii doi ani când ei resetează complet așteptările și mă cam deranjează teribil acest lucru din nou. Am răbdare, înțeleg că trec într-o perioadă grea, înțeleg că investițiile pe care ei le fac nu au cum să aibă rezultate rapide, dar mi se pare că nu prea se văd mai deloc, nici măcar o, o mică licărire de speranță. Este adevărat că sunt too big to fail, sunt cumva în aceeași categorie ca Boeing și poate, poate m-am axat prea mult pe chestia asta. Nu este ca și cum Intel va da faliment nici pe departe au toată susținerea Statelor Unite, sunt singurul răspuns al vestului împotriva producției de chipuri care se întâmplă în, în Est, dar asta nu înseamnă că investitorii o vor duce bine, poate, din nou m-am axat prea mult pe chestia asta și poate nu am văzut pădurea de copaci. Nu vând neapărat Intel 100% cu inima împăcată, dar consider că sunt șanse destul de mari, poate mai mult decât oricând de când investesc în ei, în care această revenire a lor va dura mult, mult mai mult decât credeam și cu această a doua tere de dividend eu deja nu mai am răbdare din nou. Sper să se întâmple numai lucruri bune acolo, sper să, sper să aibă parte de tot succesul din lume. Este o companie de care lumea are nevoie, însă asta nu înseamnă că noi investitorii vom profita de pe urma acestui lucru. Să nu uităm până la urmă că avioanele au schimbat lumea, companiile aeriene sunt niște investiții groaznice, internetul a schimbat lumea, investițiile din acea perioadă au fost groaznice și așa mai departe. Probabil cei de la Inter își vor reveni într-o anumită măsură, însă eu nu mai am răbdare cu ei. Din nou, voi intra în mai multe detalii în clipul următor, atunci când vă voi prezenta achizițiile și cum am redistribuit banii, dar în acest moment eu ies din această poziție și tocmai ce am vândut Inter. Închid și această a doua paranteză. Valoarea portofoliului a crescut față de luna trecută cu aproximativ 8000 de dolari. Este într-adevăr o creștere incredibilă și gravitează în jurul valorii de 129.000 de dolari. Atenție, la finalul lunii iulie, de atunci s-au mai întâmplat câteva chestii și valoarea portofoliului a mai scăzut ușor înspre 125.126, dar la finalul iulie aveam un portofoliu de aproximativ 129.000 de dolari. De aceea, vedeți această scădere cumva din ultimele zile. Performanța versus S&P 500, atenție, fără dividende S&P 500, arată în felul următor. Sunt cu aproximativ 4% sub S&P 500, nu este groaznic, am fost și am stat și mai rău. Dacă ne aruncăm un ochi și pe portofoliul public, lucrurile arată în felul următor. Din nou, foarte mare apreciere am preț la reituri. Avem deja GRI Realty care a trecut fluierând de 70 de dolari. Avem AMT-ul care a trecut și el de 230 și așa mai departe. Am avut niște aprecieri destul de bune. Cei de la Broadcom au scăzut ceva în preț după split. Aprecieri pe linie pentru reituri. Nu am avut evoluții neapărat la fel de bune, poate în alte sectoare și mai ales în tech în ultima vreme. Nu prea pare că se mută banii din sectorul tech în celelalte, dar vedem cum evoluează lucrurile în perioada imediat următoare. Cert este că Intel și-a tăiat dividendul, a mai pierdut aproximativ 50 de dolari, atenție, strict din acea tăiere. Încă nu i-am scos de aici din Excel, dar am pierdut aproximativ 50 de dolari din această a doua tăiere. Dividendele anuale nete mi-au scăzut la 3.345 de dolari, dar voi realoca acei bani după ce am vândut Intel și vedem la ce valoare voi ajunge. Profitul este destul de bun, peste 23.000 de dolari. Știți că nu mă interesează acea celulă, mă interesează mai degrabă aceasta. Am avut un mic pas în spate, dar îmi voi reveni cu dividendele și voi trece iarăși de Cred că ajunsesem la 3.380 și ceva de dolari. Voi trece iarăși de acel prag fără probleme. Cam atât pentru acum. Discutăm mai multe despre Intel și despre noile achiziții. Am și câteva poziții noi în portofoliu data viitoare. Până atunci nu uitați că bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce ce tranzacționează activ la cei ce ce tranzacționează cu răbdare pe data viitoare.